După vremea rea care a făcut ravagii aproape în toată țara, vine un val de aer cald. Meteorologii anunță temperaturi caniculare, cu maxime care vor putea ajunge chiar și la 33 de grade Celsius. Totuși, averse și ploi cu descărcări electrice vor mai fi prezente în unele zone ale țării. Cu toate informațiile, vine acum, în direct, meteorologul ANM Raul Ilea. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața tuturor! Dacă vorbim de vreme caniculară, ne referim la temperaturi maxime peste 35 de grade, valori care se pot înregistra mai mult în ziua de vineri. Până atunci, astăzi, într-adevăr, încălzirea vremii cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Însă manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi astăzi în regiunile estice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Pentru ziua de mâine, o vreme caldă, iar în Câmpia de Vest și în Câmpia Română va fi vreme călduroasă, adică peste 30 de grade la amiază. Mâine maximele termice se vor situa între 24 și 33 de grade, minimele între 13 și 21 de grade. Tot așa, pentru mâine vor fi norări temporare accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, izolat după amiaza și seara în centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte. Apoi, pentru ziua de 22 iunie, vreme călduroasă în mare parte a țării, cu maxime între 24 și 33 de grade, tot așa manifestări de instabilitate după amiaza și seara în nord-vest și pe arii restrânse în centru și la munte. Așadar, avem parte de o creștere progresivă a temperaturilor până spre finalul săptămânii, când vom avea parte de caniculă, temperatură de 33 de grade la umbră. Repet, ideea, caniculă înseamnă valori de peste 35 de grade, deci dacă o să avem 33 de grade, ne rezumăm la o vreme călduroasă. Am înțeles. Pentru mare, ce ne puteți spune? Pentru mare, astăzi, posibile manifestări de instabilitate atmosferică, dar locale, de asemenea, cum am asistat în zilele anterioare, adică nu o să fie exact tot litoralul cuprins de aceste manifestări. Referitor la temperaturi, astăzi între 24 și 27 de grade maximele, minime între 19 și 21, apa mării undeva în jurul la 23 de grade. În capitală de dimineață am fost puțin surprinși. Ne-am început ziua cu ceva picături de ploaie. Ce se mai întâmplă peste zi? Da, astăzi ne putem aștepta și pentru zona Bucureștiului la averse, ceva trecător așa și slab, oricum față de ziua de ieri, în care în unele cartiere într-adevăr a plouat ceva mai serios, după care mâine, astăzi de fapt și mâine, încălzirea vremii, cum spunea, maxime 30-31 de grade, o minimă în jurul la 17 grade, dar tot așa după amiaza și seara vor fi posibile ploi de vară. Vom ajunge și aici la finalul săptămânii la temperaturi de 33 de grade? Temperaturi de 32 de grade pentru ziua de miercuri, la fel și joi. Într-adevăr, vineri să fie 33-34 de grade, după care valorile termice vor scădea de la o zi la alta.